Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Treci prin furtună? S-a stârnit o mare furtună atât de strașnică. Matei capitolul 8, versetul 24. Matei consemnează: Iisus s-a suit într-o corabie și ucenicii lui au mers după el. Și deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de strașnică, versetele 23 și 24 din capitolul 8. În limba greacă, cuvintele o furtună strașnică reprezintă un singur cuvânt, seismos. Seismologii studiază cutremurile și seismograful le măsoară. Așa că furtuna prin care au trecut ucenicii i-a scuturat probabil până în măduva oaselor. Putem extrage o învățătură importantă de aici. Când te îmbarci alături de Iisus, nu înseamnă că nu vei trece niciodată prin furtuni. Domnul Iisus a spus: în lume veți avea necazuri, Ioan capitolul 16, versetul 33. În ciuda promisiunii lui Dumnezeu de a ne ocroti și de a ne ajuta să prosperăm, va trebui totuși să ne confruntăm cu situații precum boala, lipsa, teama și așa mai departe. Diferența este că cei necredincioși trec prin furtună fără Hristos, dar tu, ca un bun credincios, vei trece prin ea încrezător că totul va fi bine pentru că Iisus e la bord. Oare aceasta înseamnă că nu vei simți niciodată sentimente de panică? Ce bine ar fi să fie așa, dar nu e. Uitându-se la valurile tot mai mari și la Mântuitorul care dormea, ucenicii au întrebat: nu-ți pasă că pierim? Marcu 4:38. Acesta e motivul pentru care teama devine atât de înfricoșătoare. Ea îți erodează încrederea în bunătatea lui Dumnezeu, face să crească lăstarii îndoielii, îți ucide memoria. Ucenicii îl văzuseră deja pe Domnul Iisus tămăduind orice boală și orice neputință care era în norod, cum scrie în Matei capitolul 4, versetul 23. Teama creează o formă de amnezie spirituală, îți întunecă amintirile, chiar și cele privitoare la minuni. Te face să uiți ce a făcut Iisus și cât de bun este Dumnezeu. De aceea nu trebuie să-ți hrănești îndoiala, ci credința în cuvântul lui Dumnezeu. Căci credința e cea care te va ajuta să treci cu bine prin furtună.